Bună seara, bine v-am găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele titluri ale zilei. Ministrul Energiei în vizită la Gorj. Femeie rănită în urma unui accident la Turburea. CSM Târgu Jiu, locul 2 la memorialul Mircea Pașec. Ministrul Energiei Sebastian Borduja a venit astăzi în județul Gorj. Oficialul a vizitat mai multe cariere și grupul 5 de la Rovinari, unde s-a întâlnit cu reprezentanții sindicatelor și cu membrii din conducerea complexului energetic Oltenia. Au fost dezbătute o serie de probleme cu care se confruntă compania energetică. Ministrul Energiei a dat asigurări că va căuta cele mai bune soluții împreună cu factorii decidenți. Oficialul a declarat că va merge la Comisia Europeană pentru a renegocia planul de restructurare al CEO. Întâlnire foarte bună cu liderii de sindicat de la CEO Oltenia. Este o echipă extrem de activă și care își dorește ceea ce ne dorim și noi, și anume protejarea și susținerea angajaților CEO Oltenia. Este vital pentru județul Gorj și pentru toată România să avem grijă de acești oameni, pentru că și ei au grijă de noi. Ei asigură securitatea sistemului energetic național. Și atunci ne-am luat împreună o serie de angajamente, pentru că am spus că rezolvarea problemelor complexe cu care se confruntă CEO nu depinde de un singur om, fie el și ministru. Depinde de a avea împreună soluțiile pentru a merge la Comisia Europeană, pentru a discuta despre termenele de implementare din planul de restructurare, pentru a prezenta de fapt cea mai bună versiune a ceea ce România poate să spună în fața Comisiei și pentru a asigura această securitate energetică pe un termen cât mai lung. De asemenea, Sebastian Burduja a vizitat și investițiile hidroenergetice de pe râul Jiu, construite peste 90%, dar nefinalizate. Mai apoi, ministrul a susținut o conferință de presă la sala C de la sediul instituției prefectului Gorj. 4 persoane au ajuns la spital în urma unui accident produs în acest weekend pe raza localității Câlnic. În eveniment au fost implicate un microbuz și un autoturism. La fața locului s-au deplasat echipajele de pompieri din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, cu 2 autospeciale pentru descarcerare, 2 ambulanțe SMUR, precum și 2 ambulanțe din cadrul SAJ Gorj. Potrivit IPJ Gorj, responsabil de producerea accidentului, se face un tânăr de 20 de ani din Telești. Acesta a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un microbuz condus de un bărbat de 66 de ani din Drăguțești. În urma impactului a rezultat rănirea a 3 tineri pasageri în autoturism, precum și a șoferului de 66 de ani. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 de către un participant la trafic despre faptul că în comuna Câlnic a avut loc un eveniment rutier cu victime. Polițiștii și deplasați la fața locului au stabilit faptul că un tânăr de 20 de ani din comuna Telești, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 67 Câlnic din direcția Târgu Jiu-Motru, ajungând la intersecția cu drumul comunal 100 Hodoreasca, a intrat în coliziune cu un microbus care efectua transport în comun, condus de un bărbat de 66 de ani din comuna Drăguțești. În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto de 66 de ani, precum și a 2 tineri de 19 și 25 de ani și a unei tinere de 19 ani, toți pasagerii în autoturismul condus de tânărul de 20 de ani, aceștia fiind transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul auto de 20 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, însă conducătorului auto de 66 de ani starea de sănătate nu i-a permis testarea cu aparatul etilotest, fiindu-i recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză, polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier, în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Un accident rutier a avut loc în această dimineață în comuna Turburea. O femeie a ajuns la spital. Potrivit polițiștilor, vinovați de producerea accidentului se face un bărbat de 38 de ani din Țânțăreni. Acesta nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers către stânga și a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar de o femeie de 33 de ani din orașul Târgu Cărbunești. În urma impactului, autoturismul a ricoșat în alte 2 mașini parcate. Totodată, șoferița de 33 de ani a fost rănită și transportată la spital. La data de 7 august anul curent, polițiștii secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au fost sesizați
sesizați prin apelul unic de urgență 112 despre faptul că în comuna Turburea a avut loc un eveniment rutier cu victime. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că un bărbat de 38 de ani în comuna Țânțăreni, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 661 Turburea, din direcția Țânțăreni-Turburea, la efectuarea manevrei de schimbare a direcției de mers către stânga, a pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 33 de ani din orașul Târgu Cărbunești, care circula regulamentar din sensul opus de mers. În urma impactului a rezultat rănirea conducătoarei auto, aceasta fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. De asemenea, în urma evenimentului rutier, au fost avariate și două autoturisme parcate regulamentar. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, însă conducătoarei auto urmează să-i fie recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză, polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului rutier în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Trei mașini au fost implicate într-un accident produs astăzi într-o intersecție din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Unul dintre autoturisme s-a răsturnat. La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri cu auto specială de descarcerare, o auto specială de stingere și o ambulanță Smurt. O șoferiță nu ar fi oprit la stop și ar fi lovit în plin o mașină de taxi condusă regulamentar. În urma impactului, taximetru s-a răsturnat și a ricoșat într-un autoturism parcat. Medicii sosiți la fața locului au acordat îngrijiri medicale taximetristului, iar mai apoi bărbatul a fost transportat la UPU Severin. Cea de-a doua persoană implicată în accident a fost evaluată medical de către un echipaj SAJ, ulterior refuzând transportul la spital. În cauza a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Inspectorii ITM Gorj au efectuat un număr de 38 de controle în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Valoarea amenzilor aplicate a fost de peste 180.000 de lei. Printre cei sancționați se află un angajator din Târgu Jiu cu domeniu de activitate în recuperarea materialelor reciclabile sortate. Cel în cauză a fost amendat cu suma de 80.000 de lei pentru folosirea în activitatea a 4 persoane fără forme legale de angajare. Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat în perioada 31 iulie-4 august 2023 un număr de 38 de controle care au vizat atât domeniul relațiilor de muncă, cât și domeniul securității sănătății în muncă. Au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare de 186.500 de lei, dintre care 100.000 de lei pentru nerespectarea legislației în vigoare privind munca nedeclarată. Pentru neconformitățile constatate în urma controalelor, inspectorii de muncă au dispus 72 măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate. Un angajator cu sediul social în municipiul Târgu Jiu, având domeniul de activitate recuperarea materialelor reciclabile sortate, a fost sancționat cu suma de 80.000 de lei pentru folosirea în activitate a 4 persoane pentru care nu avea încheiate în prealabil contracte individuale de muncă. Angajatorul în cauză a fost depistat pe raza comunei Drăguțești. De asemenea, un alt angajator cu sediul social în București a fost amendat cu suma de 20.000 de lei pentru primirea la muncă a unui salariat fără contract de muncă. Un alt angajator cu sediul social în municipiul București, având domeniul de activitate lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, a fost sancționat cu suma de 20.000 de lei pentru primirea la muncă a unei persoane pentru care nu avea încheiat în prealabil contract individual de muncă. Angajatorul în cauză a fost depistat pe raza comunei Dănești. Jandarmii gorjeni au depistat un suporter care avea interdicție pe stadioanele din țară. Fanul a fost prezent la meciul Viitorul Târgu Jiu, FC Argeș. Partida s-a disputat sâmbătă 5 august pe stadionul municipal Constantin Adiță și a contat pentru prima etapă a Ligii Secunde de fotbal. Sâmbătă 5 august, anul curent, pe timpul asigurării unui climat de ordine, siguranță publică, la meciul de fotbal din cadrul Ligii a doua, desfășurat pe stadionul Constantin Adiță din municipiul Târgu Jiu. Dintre echipele ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu și FC Argeș Pitești, un suporter al echipei oaspete a fost depistat în interiorul arenei sportive, deși avea acest drept interzis. Vigilența jandarmilor din dispozitivele de ordine publică a condus la depistarea în galeria echipei oaspete a acestui suporter, domiciliat în municipiul Pitești din județul Argeș, care avea aplicată sancțiunea contravențională complementară de interzicere a accesului la competițiile sportive de fotbal. Iar în conformitate cu prevederile articolului 61 Codul de procedură penală, jandarmii au întocmit actele de constatare pentru infracțiunea
prevăzută la legea 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive pentru fapta unei persoane căreia i s-a interzis accesul la unele competiții sau jocuri sportive de a se afla în arena sportivă unde se desfășoară o competiție sau un joc sportiv de genul celor pentru care s-a dispus această interdicție. Pentru combaterea violenței pe stadioane, Jandarmeria Gorj va continua promovarea în spațiul public a măsurilor preventive în scopul informării spectatorilor și a promovării spiritului de fair play la competițiile sportive. Autoritățile locale din comuna Bărăscu lucrează la capacitate maximă. În acest moment, atenția este îndreptată către satul Bărăscu. Primarul Constantin Țucu a pus la punct întreaga documentație ce privește extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare și urmează semnarea contractului de finanțare. Proiectul este finanțat prin programul Angel Salini. Tot în această perioadă se execută lucrări de igienizare la nivelul localității. Lucrând de asemenea la documentație privind lucrarea de alimentare cu apă și canalizare și extindere în satul Bărăscu pe programul Angel Salini, suntem acum în strângerea tuturor documentațiilor, mă refer la avize, în așa fel încât să putem încărca și ca în următoarea perioadă să putem să mergem să semnăm contractul de finanțare. Sunt și celelalte lucrări de igienizare la nivel localității. Lucrăm cu 416 pentru curățirea de arboreturi, curățirea de șanțuri, în așa fel încât localitatea să arate așa cum trebuie să arate o localitate curată și bine întreținută. Festivalul Național Concurs de Folclor Ponoare Ponoare s-a desfășurat în acest weekend în comuna Mehedințeană Ponoarele. Mii de oameni au fost prezenți la eveniment. Festivalul a debutat cu parada Portului Popular, la care au participat copii și tineri din toate comunele din zona Podului lui Dumnezeu. Mai apoi au evoluat pe scenă 22 de concurenți veniți din mai multe colțuri ale țării. Este vorba despre tineri din Dâmbovița, Sălaj, Alba, Argeș, Prahova, Botoșani, Gorj, Dolj, Olt, Giurgiu și Mehedinți, care au fost acompaniați de ansamblul Profesionist Danubius, din cadrul Centrului Cultural Nichita Stănescu al Consiliului Județean Mehedinți. Seara a fost încheiată cu recitaluri ale invitaților speciali. Ponoare Ponoare este o rampă de lansare pentru mulți tineri care au potențial pentru o carieră frumoasă în muzica populară și este un eveniment de suflet al lui Georgi Căpătrașcu, un primar gospodar și un om profund atașat de valorile noastre autentice, pe care le duce mai departe prin organizarea acestui festival în fiecare an, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu. Toată curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova va fi modernizată. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile. Contractul a fost atribuit societății pentru lucrări, drumuri și poduri din cadrul CJ Dolj, iar la începutul acestei săptămâni se va emite ordinul de începere a lucrărilor. Proiectul vizează refacerea peste 10.000 de metri pătrați de alei de acces și parcări din incinta unității spitalicești. În prima etapă a fost reparat o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați. Mai apoi va fi reparat și gardul împrejmuitor al spitalului. Întreaga investiție se ridică la aproape 2-3 milioane de lei. Fondurile sunt asigurate din bugetul propriu al Consiliului Județean Dolj. Viitorul a scos un punct de moral cu FC Argeș. Gorjenii au evoluat curajos în fața unei echipe cu pretenții la promovare. Deși piteștenii au avut prima mare ocazie prin haita elevii lui Călin Cojucaru, au echilibrat jocul și Tihon i-a dat emoții lui Straton. Experimentatul portar a scos apoi de sub bară șutul lui Dănescu. Vulturii au fost mai prezenți în jumătatea adversă până pauză, dar nu și-au concretizat dominarea. Partea secundă a început tot cu aspeții la timonă, însă trupa lui Alexandru Pelici nu s-a remarcat decât printr-o serie de cornere. În schimb, gorjenii au ieșit rar din propria jumătate, dar nu au întâmpinat mari dificultăți în a gestiona atacurile fără viziune ale argeșenilor. La finalul meciului, antrenorul Călin Cojucaru a apreciat că rezultatul este echitabil. Consider că am prestat astăzi un joc bun. Nu s-a văzut diferența dintre noi și FC Argeș. Consider că prima repriză a fost a noastră. Am început mai bine. Ne-am creat și 2-3 ocazii. Iar a doua repriză consider că a fost a lor. Ne-au dominat, dar fără să-și creeze ocazii de gol, cum am avut noi în prima repriză. Toți jucătorii au valoare, de aceea am adus aici să muncească, să facă față la Liga 2. Poate fi considerat un punct de moral acesta? Bineînțeles, având în vedere schimbările din lot, având în vedere tinerețea lotului, cu siguranță este un punct de moral, cu o echipă bună, cu un antrenor bun, experimentat, care
a promovat foarte multe echipe de la Liga 2 la Liga 1. Consider că este un punct de moral, un punct meritat și ne dă speranță pentru meciile viitoare. În runda următoare a Ligii Secunde, Viitorul se va deplasa pe terenul formației Unirea Slobozia. Echipa de handbal CSM Târgu Jiu a încheiat pe locul secund turneul amical desfășurat în Sala Sporturilor. Fetele lui Liviu Andrieș au cedat finala cu HC Dunărea Brăila. În precedentele confruntări gorjencele trecuseră de Știința București 35-26 și Măgura Cisnădie 28-22. Sâmbătă a avut loc și festivitatea de premiere a memorialului Mircea Pașec. Diplomele au fost acordate de Dan Ilieș, expertul secției de handbal, și Robert Băleț, directorul clubului gorjean. Antrenorul Liviu Andrieș a tras concluziile după cele trei jocuri. Este un turneu bun de pregătire, să spunem că am întâlnit trei echipe din Liga Fotbal. E clar că Știința este echipa nou promovată, dar celelalte două echipe cu tradiție și cred că astăzi, împotriva celor de la Brăila, știm, ați văzut și voi ce forță este Brăila, am făcut un meci destul de slab, nici motivația noastră n-a fost la un nivel ridicat. La urmă este normal, am avut trei jocuri în care consumul energetic a fost destul de mare și atunci, în concluzie, una peste alta, putem spune că suntem mulțumiți de ceea ce am făcut la acest turneu și cum ne aflăm la ora actuală. Am crescut puțin în putere în apărare. Sigur, asta va fi arma noastră, apărare cu o poartă bună și prepunere rapidă. În atac încă avem dificultăți în exprimare, dar mai este timp până la începutul sezonului competițional și sperăm să le punem la punct. Extrem Andreea Chiricuța a declarat că fetele vor evolua din ce în ce mai bine, deoarece lotul s-a întărit în această vară. A fost un turneu benefic și e clar că suntem la început de drum, relațiile de joc încă nu s-au sudat, mai e nevoie de timp. Adică a fost un turneu bun, am arătat multe, multe momente ale jocului. Am arătat lucruri bune, pozitive, însă avem multe de învățat din aceste meciuri. E clar că fetele care au venit sunt cu tare valoroase, care ne vor ajuta foarte mult. Aveam nevoie, pentru că în sezonul trecut, poate în unele momente nu am avut schimbări și am fost destul de obosite, dar sunt interesătoare și cred că putem să reușim lucruri frumoase, exact așa cum am reușit și în sezonul trecut. În perioada 10-12 august, CSM Târgu Jiu se va deplasa la Craiova pentru un alt turneu amical, unde vor participa SCM-ul Craiova, echipa gazdă și Gloria Buzău. Știrile au ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă în continuare.